Rămâneți alături de noi, urmează știrile pe scurt. Cele mai reprezentative locașuri de cult din capitală sunt promovate în cadrul proiectului Biserici ale Bucureștiului. Proiectul este realizat prin programul cultural București Centenar de televiziunea B1 cu sprijinul Administrației Monumentelor și Patrimoniului Turistic. Protocolul încheiat recent între Patriarhia Română, Arhiepiscopia Bucureștilor și Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic a Primăriei Capitalei urmărește realizarea unor evenimente comune cu scopul de a evidenția frumusețea culturală a capitalei. În cadrul acestui proiect sunt evidențiate diferite aspecte istorice sau identitare care și-au lăsat amprenta asupra orașului. Biserica Sfântul Gheorghe din municipiul Botoșani, care este inclusă pe lista monumentelor istorice, va fi restaurată cu fonduri europene, a anunțat primarul Cătălin Flutur. Potrivit acestuia, contractul de finanțare ar urma să fie încheiat săptămâna viitoare, valoarea lucrărilor ridicându-se la 1,8 milioane de euro. Biserica Sfântul Gheorghe din municipiul Botoșani a fost ctitorită în 1551 de Elena Rareș, soția voievodului Petru Rareș. Stabilirea unui record mondial cu peste 8.000 de copii și tineri îmbrăcați în roșu, galben și albastru, care ar urma să formeze numărul 100, este unul din proiectele avute în vedere de autoritățile locale din Alba Iulia, în cadrul evenimentelor desfășurate cu ocazia Centenarului Unirii. Evenimentul ar urma să se desfășoare în septembrie. Elevii și preșcolarii au început astăzi cursurile semestrului al doilea după o săptămână de vacanță. Tot astăzi a început și prima sesiune a examenului național de bacalaureat cu proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română. În zilele de 16, 19 și 20 februarie este programată evaluarea competențelor digitale, iar în 21 și 22 februarie se va desfășura evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională. Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului și Compania de Teatru Civic Art invită iubitorii de teatru în data de 20 februarie la Casa de Cultură a Studenților din Cluj-Napoca la premiera absolută a unui spectacol dedicat Marii Uniri de la 1 decembrie 1918. Piesa Ziditori ai Marii Uniri este o adaptare realizată de Marian Ciripan după Memorandiștii de Dan Tărchilă. Spectacolul este caritabil și urmărește susținerea financiară a Centrului Social Misionar Sfântul Mare Mucenic Gheorghe Cojocna. Biletele se găsesc la magazinele bisericești ale Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Lucrările de reconstrucție a Parcului Unirii din Alba Iulia, locul în care în 1918 peste 100.000 de români transilvăneni s-au adunat pentru a proclama unirea cu România, vor începe în aprilie, a anunțat primarul Mircea Hava, care a dat asigurări că acestea vor fi finalizate până la 1 decembrie. El a menționat că deconstrucția Monumentului Unirii, pentru care s-au alocat 10,3 milioane de lei, se va ocupa Ministerul Culturii, iar de parcul propriu-zis cu reamenajare, amenajarea unui pasaj și punerea în valoare a obiectivului se va ocupa administrația locală, care a primit din partea guvernului 8,5 milioane de lei. 5 anevrisme cerebrale ale unei femei au fost tratate la Târgu Mureș prin implantarea simultană a două dispozitive de ultimă generație. Prin intervenția, care reprezintă o premieră medicală în România, a fost eliminat riscul unei hemoragii cerebrale ce îi putea fi fatală femeii. Intervenția a durat aproximativ 4 ore. Pacienta în vârstă de 54 de ani este din județul Mureș. Medicii din țară, supravegheați de un profesor din Ungaria, au realizat această intervenție la Spitalul Clinic Județean de Urgență din Târgu Mureș.